Ați luat toate premiile. De fapt, ați luat, am înțeles, cam 10% din premiile oferite până acum pe județe. Cum ați reușit să vă consolidați? Nu, în primul rând, exprimați-vă bucuria. Bucuria mi-o exprim încă de acum 3-4 ore când am aflat ce se întâmplă și când colegii mei au început să mă anunțe telefonic, pentru că eu n-am participat după fiecare premiu pe care l-am primit. Ce să vă spun, este meritul lor și ei sunt cei mai îndreptățiți să primească aceste premii. Vorba de agențiile din țară. Sunt agențiile care până anul acesta nu au avut o gală numai a lor. Încurajați acest eveniment proaspăt deschis? Mi se pare foarte firesc atâta timp cât discutăm despre o gală care se referă în special la cote de piață, la creșteri, la volume. Este meritul lor. Este meritul forțelor de vânzare ale tuturor companiilor. Este meritul lor că au dezvoltat o industrie a asigurărilor generale, a asigurărilor de viață. O industrie care în urmă cu 10 ani, deci suntem în 2009, în urmă cu 10 ani, 1999, doar începea să apară, să se ivească, era la începuturi. Și este meritul lor și este foarte bine că există această inițiativă și această gală. Am vorbit cu ei și fiecare în parte, chiar dacă era pe locul 1, 2 sau 3, fiecare în parte era extrem de optimist pentru următoarea gală. Cei care erau pe locul 1 căutau un loc mai mare pe care îl pot primi, iar cei care erau pe locul 3 n-aveau niciun dubiu că data viitoare vor ajunge pe locul 1. Bănuiesc că este o filozofie pe care o promovați încă de la centru. Este și firesc să fie așa, având în vedere poziția foarte bună, pozițiile foarte bune pe care le-au obținut în acest an, nu se pot gândi decât la creștere, nu se pot gândi decât la progres, iar cei care au fost deja pe locul întâi, normal că se gândesc să-și păstreze locul bine meritat pe care l-au obținut în acest an. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Gala Premiilor? Este deja un eveniment de tradiție în asigurări. Este un eveniment care vine cumva să ne pună pe toți împreună, să ne aducă pentru câteva ore într-o atmosferă prietenească, prietenoasă, chiar dacă suntem în competiție, chiar dacă suntem competitori, chiar dacă suntem pe un câmp de luptă. Și chiar dacă aici unii câștigă mai mult, alții mai puțin, totuși este o atmosferă plăcută și este un eveniment care a devenit tradiție și pentru noi este foarte important. O ultimă întrebare. Încă nu credeți că anul 2009 o să vă ridice probleme, nu? Nu este vorba de că nu ne va ridica probleme. Anul 2009 deja ridică probleme tuturor și a ridicat probleme, însă Nu, absolut. Bineînțeles că ne confruntăm și industria asigurărilor și industria asigurărilor de viață se confruntă cu efectele crizei economice globale și ne vom confrunta tot anul 2009, bineînțeles și în 2010, dar este normal și este firesc să ne pregătim și ne-am pregătit deja acele strategii care să ne dea posibilitatea să ne consolidăm, să fim în piață și să ne dezvoltăm atât cât se poate într-o perioadă de criză.